După Revoluție încoace, fie că a fost vorba de Camera Deputaților, că a fost vorba de Senatul României, am tot asistat la traseism politic. Uh, au votat românii pe unii, care s-au trezit după ceva timp că nu se mai regăsesc și s-au mutat pe la alte partide. Traseism politic, cred că a fost una dintre principalele cauze ale Pierderii credibilității politicienilor după Revoluție încoace. Pentru că, din păcate, clasa politică este judecată ușor și datorită traseismului politic pe care unii l-au făcut. Eu am fost parlamentar. Una dintre chestiunile care m-a preocupat atunci, da? Nu a avut succes, a fost o lege care interzicea traseismul politic. Ei bine, am găsit astăzi în candidații pe care Partidul Social Democrat, are în județul Vâlcea, la funcția de deputat și senator, am găsit deschidere și vom semna împreună, în frunte cu mine, președintele partidului, un document prin care ne angajăm, în primul rând dumnealor se angajează, că în calitate de parlamentari, de viitori parlamentari, vor iniția și susține legea care să interzică traseismul politic. Stop traseismului politic pentru că cetățenii nu trebuie înșelați o vreme candidezi pe lista unui partid politic. Rămâi acolo. Pentru că oamenii te-au votat și pentru că ești și tu ca și individ valoros și câștigi încredere, dar oamenii au votat și partidul care a anunțat că va face guvernul. Și ar fi nedrept pentru cei care au votat să vadă că după alegeri, anumiți parlamentari își schimbă opțiunea politică. Vom semna un astfel de document și le mulțumesc anticipat colegilor mei parlamentari care, în cursul zilei de mâine, alături de mine, vor semna această declarație, acest document prin care, în viitorul Parlament al României, vor susține o lege care să interzică traseismul politic. Din respect pentru alegători, cred că este. Unul dintre primii pași cu adevărat importanți pentru recâștigarea credibilității clasei politice din România. Este o chestiune importantă pentru mine, ca președinte al PSD Vulcea, importantă pentru candidații PSD la funcția de deputat și senator din partea Vulcenilor.